Israelit. De la versetul 7 până la versetul 17. Ioan, este vorba despre Ioan Botezătorul, zicea: dar noroadele care veneau să fie botezate de el, Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu vă apucați să ziceți în voi înși și vă avem pe Avram ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Noroadele întrebau și ziceau: atunci ce trebuie să facem? Trebuie răspuns, el le zicea: cine are două haine să împartă cu cine are niciuna. Și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis: învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau: dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg curea încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăța aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Frați și surori, în lumea în care trăim, ne-am obișnuit să credem că joaca este numai pentru cine? Copii. Pentru copii. Și sunteți de acord? Ce ziceți? Nu. În anul 2006, Finlanda a fost prima țară din Europa și din lume care a introdus un nou concept. Și apoi conceptul acesta a început să se extindă în cele mai multe țări din vestul Europei. Și anume, amenajarea de locuri de joacă pentru cei în vârstă. Așa că, în multe țări din Europa de vest, veți putea întâlni în marile orașe locuri amenajate special să se joace oamenii bătrâni. Cred că nu au plătit cei tineri ca să calțări și așa mai departe să... Acestea sunt destinate să funcționeze, așa își motivează ei această inițiativă, ca un antidot pentru singurătate, pentru lipsa de mișcare, sedentarismul specific acestei vârste, pentru umplerea timpului și ridicarea tonusului motivațional. Acum, așa se face că sunt printre marele tineri de aici, că poate dacă acest concept se va implementa și la noi, nu trebuie să vă mirați dacă fetița vă vine acasă din parc și zice: o tanti mai în vârstă mi-a aruncat nisip în ochi, s-a mai dat clopețica în cap. Sau băieții să zic că există acolo nene cu părul alb, care nu încăperdă el pe tobogan, nu ne lasă. Așa mai departe. Acum, într-o lume în care, iată, tot se joacă. Noi știu că numai copiii se joacă. Este greu să-ți dai seama când trebuie să fii serios și când este nevoie să înțelegi că nu este de glumă, că nu este de joacă. Acum, dacă oamenii în vârstă vor ajunge să se joace, asta cred că nu este nicio problemă. Poate nu să-i doară atâta oasele și să-i afecteze reumatismul și nu știm ce alte lucruri. Marea problemă este, dragii mei, atunci când, indiferent de vârstă, oamenii cred că se pot juca de-a pocăința.
fericire de 2000 de ani, de când se predică Evanghelia și de când a început Hristos și apoi apostolii și urmașilor să-i cheme pe oameni la pocăință, n-au încetat să fie oameni care spre nenorocirea lor se joacă de-a pocăința. Ce înseamnă oare joaca de-a pocăința? Când Ioan Botezătorul și-a început lucrarea în pustie, prin care el îi chema pe oameni și dă să fiți atenți, că dacă oamenii aceia s-au pocăit, atunci de ce trebuia să se mai pocăiască? Și sper că în această dimineață să aflăm răspunsul să se împace cu Hristos. Ceea ce predica el era un fel de pregătire a oamenilor, ca să-și pregătească inima și viața pentru venirea lui Mesia. Dar din nefericire, cei mai mulți din vremea lui Ioan, așa cum o să vedem imediat din text, au crezut că se pot juca de-a pocăința. Evident, joaca de-a pocăința, indiferent de secolul în care trăiești, nu este pe placul lui Dumnezeu, de aceea este nevoie să fie demascată, să fie condamnată cu vehemență și să fie părăsită, deoarece este o pocăință falsă. Amin. Ce înseamnă joaca de-a pocăința? Și vreau să vă dau în prima parte a predicii câteva exemple de ce înseamnă pocăința falsă. Și că, în esență, aceasta este o joacă numai de-a pocăința, nu este pocăința adevărată. Nu este o pocăință despre care vorbește Biblia, nu este pe placul, ca să vorbească Biblia în sens pozitiv, că tot din Biblie voi lua aceste exemple negative, nu este o pocăință care să aducă schimbare și să fie acceptată de Dumnezeu. O primă joacă de-a pocăința sau pocăință falsă este pocăința de frica pedepsei. În versetul 7, Ioan a intuit de ce multe noroade veneau să fie botezate la el și el le-a spus, pui de năpârci, cine, adică vipere, asta înseamnă năpârci, vipere, vipere, că e vigleană, clar, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Adică foarte mulți oameni, când au auzit predicarea lui Ioan, care includea includea mesajul lui, nu era o Evanghelie ieftină, includea, printre altele, și revărsarea mâniei lui Dumnezeu și judecata care va veni peste oamenii care nu sunt după placul lui Dumnezeu, au alergat la Ioan să se boteze de frica pedepsei care va veni peste ei. Și o să vedeți că există și un fel de a te pocăi egoist. Ioan a știut că ei fac acest lucru numai de formă, fără să existe înăuntru lor o schimbare lăuntrică. Cred că același lucru se întâmplă și în zilele noastre când oamenii se pocăiesc cu ghilimele, când vin furtuni, când vin dezastre, când vin tornade cu tremure sau tot felul de alte calamități. De ce este o astfel de pocăință falsă? Este falsă deoarece motivația este greșită. Pocăința de frica pedepsei, frații și surori, prieteni dragi, trebuie să înțelegem că este o pocăință egoistă, orientată spre om și nici de cum îndreptată înspre Dumnezeu. O să vedem mai târziu cum pocăința adevărată se întâmplă numai și numai confruntat cu măreția și cu sfințenia lui Dumnezeu. Într-o astfel de stare, omul se pocăiește de dragul lui și nici de cum de dragul lui Dumnezeu și ca urmare a credinței în El. Ca să vă dau un exemplu, am citit că în Evul Mediu, în unele țări din Europa de vest, se practica lucrul acesta. Când un bărbat, de regulă un fecior, era condamnat la moarte pentru hoție, crimă sau altceva, exista o posibilitate să fie iertat. Și anume, se strângeau toate fetele din târgul respectiv. Fete care nu s-au putut mărita din cauza diferitelor defecte, infirmități și dacă condamnatul zicea, îi arăta o astfel de fată și zicea, dacă vrei să te căsătorești cu respectiva, atunci scap de spânzurătoare. Și era ca unul care avea cât de grav aceste, trage, trage, dă-i mai. Așa? Și era altul care zicea, mă căsătoresc. În mod evident, pentru fiecare dintre noi, este limpede cu astfel de căsătorie, nu era din dragoste, ci din ce era? De frica morții. De frica morții, sigur că da. Ioan îi numește pe oamenii care procedează așa, pui de năpârci, adică vipere.
Pocăința de frica pedepsei este o pocăință falsă. Că nu se vorbește despre confruntarea cu propriile păcate, nu se vorbește despre confruntarea cu sfințenia lui Dumnezeu și de dragoste față de Dumnezeu. Omul acela se iubește numai și numai pe el, de aceea este o pocăință egoistă. Este o joacă de pocăință. O altă joacă de pocăință este și pocăința bazată pe bunătatea omului. Este cel mai răspândit fel de a te pocăi în zilele noastre. Și la ce se referă? În versetul următor spune Ioan: faceți roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: avem pe Avram ca tată. Era o categorie de oameni de genul fariseilor, care nu sunt numiți aici, dar sunt numiți de către Domnul Iisus și amintiți, care nu, această categorie nu nega pocăința. Nu spunea că nu trebuie să te pocăiești. Numai că întotdeauna pocăința era pentru altcineva. Adică ei spuneau, trebuie să se pocăiască oamenii, dar nu noi. Adică trebuie să se pocăiască vameșii. Trebuie să se pocăiască prostituatele. Trebuie să se pocăiască criminalii, să nu mai știu cine. Dar nu noi, spuneau ei. Și Domnul Iisus a condamnat o asemenea pocăință, considerând o joacă, o pocăință falsă. Ei se bazau pe propria neprihănire, considerând că s-au pocăit, deoarece erau buni. Păzeau legea lui Moise, cel puțin la nivel de ceremonial, nu în esență, și făceau o mulțime de milostenii și o mulțime de fapte bune. Este genul de oameni, era genul de oameni, de felul în care astăzi auziți foarte des oameni care spun, dar de ce să, ce vrea Dumnezeu cu mine? De ce mă cheamă să se pocăiască alții care au nevoie? Eu n-am. Că eu merg la biserică, eu postez, fac milostenie. Oamenii pe care i-ați auzit de nenumărate ori că spun, eu n-am spart casa nimănui, eu n-am stricat casa nimănui, n-am omorât pe nimeni. Ma, deși ei se numeau fiii lui Avram. Ei ziceau despre ei că sunt fiii lui Avram. Ioan n-a vrut să-i numească așa. El i-a numit pui de năpârci. El nu i-a numit fiul lui Avram. De ce? Pentru că știa că nu aceasta este pocăința. Și că nu se califică să fie fiul lui Avram. Ca descendență umană, fizică, ei erau. Dar nici de cum nu meritau să fie numiți pe linia credinței și a pocăinței în felul acesta. Și atunci, de ce nu este pocăința aceasta bazată pe bunătatea omului? O pocăință care să fie acceptată de Dumnezeu. Nu numai că nu este satisfăcătoare. Să satisfacă ce? Ce să satisfacă pocăința? Măreții, neprionirea lui Dumnezeu. Sigur că da. Și omul, oricât de bun ar fi, are nevoie de pocăință. Care nu se obține prin faptele lui, ci se obține prin confruntarea cu sfințenia lui Dumnezeu, cu standardele sale absolute, cu standardele de sfințenie ale lui Dumnezeu și prin înnoirea pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Amintesc lucrul acesta pentru că în zilele noastre, până și în bisericile evanghelice, sunt atacuri care ignoră cuvântul lui Dumnezeu și nu cred. Nu cred în depravarea totală a omului. Începând cu Geneza 6 cu 5. Care o subliniază clar. Spune, Domnul a văzut că răutatea omului este mare pe pământ. Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Psalmul 14, versetul 2 la 3. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Observați în termeni categorici, general, fără excepție. Psalmul 51 cu 5, în care David recunoaște, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. El nu vorbește despre o aventură a mamei lui, ci vorbește despre faptul că, deși născut într-o familie normală, el moștenește o natură păcătoasă, o natură coruptă.
Isaia 64:6, toți au ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau ca vântul, spune profetul Isaia. Apoi Noul Testament, preluând ceea ce s-a spus în Vechiul Testament, Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Este joaca de-a pocăința. Cine crede că este bine, că s-a pocăit pe baza bunătății lui, pe baza faptelor lui și a ceea ce înseamnă el, este o joacă de-a pocăința. Și nu este o pocăință adevărată, este o pocăință falsă. Un alt fel de pocăință falsă este pocăința pentru salvarea imaginii. Din exemplele pe care vi le-aș putea da, vi-l dau pe împăratul Saul. El n-a ascultat de Dumnezeu, când Dumnezeu a poruncit prin gura profetului Samuel, erau cuvintele lui Dumnezeu când vorbea profetul, ca să aducă jertfă până când sosește profetul Samuel. Și el n-a făcut lucrul acesta, a ignorat cuvântul Domnului. Și atunci Samuel îl mustră și zice, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Și uitați ce face Saul. Rostește aparent cuvinte de pocăință. Zice, am păcătuit. Căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Și acum trage o minciună. Mă temeam de popor. Și am ascultat glasul. El era împărat. Și imediat. Acum te rog, iartă-mi păcatul. Întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. De cui păsa lui Saul? Când a spus Samuel, era reprezentantul lui Dumnezeu. Da? Preotul, care deosebirea? Preotul este reprezentantul oamenilor înaintea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament. Acum, preotul nostru, cine este? Hristos. Nu mai este nevoie de altul. De aceea, în Biserica Noului Testament, nu se mai întâlnesc preoți. Nu-i mai nevoie. Pentru că, pe de o parte, toți copiii Domnului sunt preoți, că se pot apropia de tronul ceresc, dar avem, nu-i adevărat că avem preoți, avem pe Marele Preot, Iisus Hristos, care face o lucrare perfectă, slavă Lui! Prorocul însă este reprezentantul lui Dumnezeu. Și Saul zice, nu că Dumnezeu știa cum îl vede, dar vino cu mine, te rog, să mă închin înaintea Domnului până la pământ, înaintea poporului, să ne vadă poporul și să vadă că eu sunt cu tine. Și acum unii preoți acceptau, unii profeți acceptau compromisul. Erau profeții falși, mincinoși, despre care învățăm la studiul Biblie chiar acum din cartea Iuda. Și Samuel nu era un astfel de om care să accepte compromisul. Și n-a acceptat felul de pocăință fals. Și a îndrăznit să-i spună lui Saul, împărate, cu alte cuvinte, tu te joci de-a pocăința. Tu vrei să salvezi pielea. Tu vrei să salvezi imaginea numai. Vrei ca în ochii oamenilor să-ți păstrezi imaginea onorabilă. Să vadă oamenii în tine un aparent împărat credincios. Dar inima ta nu este a Domnului. Aceasta este o joacă de-a pocăința. Cine încearcă să pară că este un om al lui Dumnezeu, să pară să aibă o imagine respectabilă, fără să fie născut din nou, fără să se fi pocăit înaintea Domnului, nu mai se joacă de-a pocăința. Și pocăința aceasta pentru salvarea imaginii nu este o pocăință după placul Domnului. Încă un exemplu de pocăință falsă îl întâlnim de această dată în Noul Testament. Este pocăința din interes. Sunt puține. Vă citesc din Fapte, capitolul 8, versetul 18-21. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și Petru a zis, cât ai la tine? Așa a zis. Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine
pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, cu că ăsta era mântuit, că a fost botezat. Cum truda lui botezat era, dar mântuit nu. Că am mai spus, diferența, dacă nu ești născut din nou și nu te-ai pocăit cu adevărat, dar te botezi, diferența e numai diferența dintre un drac uscat și un drac ud. Atâta nu mai este. Tu n-ai nici sorți în toată treaba aceasta, că explică Petru, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăința din interes îi caracterizează pe toți cei care mimează actul pocăinței, se prefac că s-au pocăit din dorința de a obține anumite avantaje. Ce avantaje? În bani, după caz. În bani, poate faimă. Poate să fie acceptați într-un anumit cer. Lucruri materiale. Poate căsătorie cu cineva dintre copiii Domnului sau altceva. Este clar că inima unor astfel de oameni nu a fost curățată prin sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Și acești oameni se joacă de-a pocăința. Însă joacă aceasta este mult prea costisitoare ca să își poată permite cineva să se joace de o pocăință din interes. Și încă un fel de pocăință falsă. Pot fi mai multe, dar cred că le cam includ pe toate. Pocăința pe jumătate. Și aici avem o problemă pentru că sunt învățători care, atunci când se referă la pilda semănătorului, ei numesc mântuiți pe toți cei care reprezintă fiecare sol din cele patru. Mie mi se pare că este mult prea evident că doar oamenii care sunt reprezentați de solul al patrulea sunt cu adevărat născuți din nou. Vă citesc cum interpretează Domnul Iisus felul de sămânță al doilea și al treilea. Că cu primul este limpede că a auzit cuvântul și s-a izbit ca nuca de perete și să rămână. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Cum îl primește? Și da, este de acord cu el. Dar n-are rădăcină în el. Ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de-ndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Dar îl aude. Auzit? Auzirea cuvântului înseamnă mântuire, frații și surori. Poate un învățător care tremură înaintea lui Dumnezeu să vină și să spună că un astfel de om este mântuit când spune că aude cuvântul. Dar îngrijorările veacului acestea și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt. Și ajungem neroditor. Deci, oamenii reprezentați de acest fel de sol nu sunt oameni născuți din nou. Ei au ajuns fiecare la un anumit nivel de pricepere, de înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu. Și la un atașament sentimental și poate intelectual față de credință, dar niciodată nu putem spune despre astfel de oameni că au fost regenerați. Pentru că Biblia nu spune lucrul acesta. Hristos nu spune lucrul acesta. Pocăința pe jumătate. Așa cum adevărul pe jumătate, am învățat în grădina Edenului, este tot minciună. Când a venit șarpele la Adam și Eva și a zis, dacă mâncați, nu e adevărat ce a zis Dumnezeu. Veți cunoaște adevărul. Nu le-a spus cealaltă jumătate, că vor muri, că se vor despărți de Dumnezeu. Și adevărul spus pe jumătate este tot o minciună. Exact în felul acesta, pocăința numai pe jumătate nu este pocăința adevărată, ci este joacă de-a pocăința. Așa că cine crede că s-a pocăit, dar pe jumătate sau pe trei sferturi, este ca omul acela care atunci când a ajuns în iad a comentat când a aflat că el trebuie să meargă acolo, că mi-a zis, eu am auzit de atâtea ori Evanghelia. Și nu veți întâlni asta în Biblie. Este o poveste care ilustrează oarecum însărba adevărul. Și Petru a căutat și a zis, într-adevăr, a văzut acolo prin cărți că omul de multe ori ascultase Evanghelia la biserică, la diferite întâlniri. Și a zis, bine, decizia e că urechile tale intră în rai și restul se duce în iad. Dumnezeu n-a vrut și n-a murit pe cruce ca numai urechile să ajungă în rai, intri pe bucăți. Și în întregime să fim acolo. Slavă Domnului! Trebuie să fim foarte atenți, că cine se joacă de-a pocăința, să ajungi să cânti cântări cu credincioșii,
să frecventezi biserica, poate să mergi în misiune și să vorbești despre mântuire și despre Evanghelie, nu face din tine un om pocăit. Toate acestea sunt numai joacă de-a pocăința. Și Dumnezeu vrea ca noi să nu ne pocăim niciodată în felul acesta. Nici de frica pedepsei, nici bazați pe propria noastră bunătate, pe ceea ce poate veni din noi, nici pentru salvarea imaginii, nici din interes și nici pocăință pe jumătate. Dar cum este pocăința adevărată? Pentru că stăm înaintea Domnului, în mesei Domnului, pentru că ar trebui să ne cutremurăm, ca nu cumva să fie cineva aici care să ia spre o sânda lui. Nici să nu se abțină. Nu cumva să auzi Evanghelia și să pleci la fel cum ai venit. Prima întâlnire cu Evanghelia. Așa cum sora Angela a făcut când a venit în urmă cu mulți ani. La prima predică. N-a mai stat să asculte pe a doua, ci s-a tăruit Domnului. Așa așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi, dacă Evanghelia este clară. Și acum vreau să ne uităm ce înseamnă pocăința adevărată, uitându-ne în Scriptură. În primul rând, pocăința adevărată, după Biblie, înseamnă renaștere. Adică naștere din nou. Deci vreau să lămuresc aici unul și m-am verificat și cu alți frați care sunt pasionați de Cuvântul lui Dumnezeu. Niciun om din această lume nu se poate pocăi cu adevărat. Și nu putem spune și nu putem vorbi că despre pocăință după Biblie cu privire la o persoană, dacă omul acela nu s-a confruntat cu Sfințenia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, standardele lui Dumnezeu, sunt cele care trezesc în noi Duhul de pocăință și de asemenea cu lucrarea de ispășire a lui Hristos. Și apoi cu păcătoșenia Lui. Matei 4 cu 17. De atunci încolo mai vine Iisus și predică. Iisus a început să propovăduiască și să zică pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și acum veți întâlni în unele locuri în Noul Testament asociată credința cu pocăința. În unele este amintită numai credința. În unele pasaje, numai pocăința. Că, cum explicăm? Și anume, atunci când noi trebuie să înțelegem că atunci când apare numai pocăință sau numai credință, Noul Testament folosește acești termeni, doi termeni, pocăință sau credință, ca termeni interschimbabili. Deși cele două, pocăința și credința, sunt distincte, ele nu pot fi despărțite una de cealaltă. Pocăința este legată de credință într-un mod inseparabil. Adică nu poți să fii mântuit, nu poți fi mântuit dacă te pocăiești fără să crezi în Hristos. Și nu crezi cu adevărat sau nu este credința adevărată în omul care nu s-a pocăit. Pocăința și credința se declanșează simultan în noi, adică în același timp, atunci când ne lăsăm inima cercetată și pătrunsă de Duhul lui Dumnezeu. Și deși cei mai mulți interpretează spusele lui Ioan că se referă la pur și simplu la venirea Duhului Sfânt, eu cred că mai degrabă afirmația din versetul 16 se referă la lucrarea Duhului Sfânt. Este mult prea evident când te lași fără mintea pătrunsă de nu știu ce alte influențe. Ioan drept răspuns a zis tuturor. Când despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este, evident, era un botez, nu botezul creștin. Nu botezul creștin. Era un botez în vederea pregătirii inimii pentru venirea lui Iisus Hristos, ca oamenii să-și deschidă inima și să... Exact ce predica El. Netezis calea Domnului, pregătiți cărările. Ca inima apoi să fie pregătită să ce? Să primească adevăratul mesaj al Evangheliei și pocăința. Că nu puteau fi mântuiți fără credința în Hristos Iisus. Nu sunt vreni să-i dezleg cu ea încălțăminte. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. În mod clar, sunt două lucruri distincte aici. Mai ales aici din contextul judecății. El vă va boteza pe de-o parte cu Duhul Sfânt și pe de-o parte cu foc. Cu Duhul Sfânt pe cei care își lasă inima străpunsă și cu foc, cu focul judecății.
pe cei care resping chemarea la pocăință. Și mă tem și zic, Doamne, ai milă, când vezi oameni că vorbesc despre botezul cu foc. Este botezul judecății. Botezul mâniei lui Dumnezeu peste cei care n-ascultă chemarea la pocăință. Deci Hristos avea să trimită Duhul Sfânt în noi în vederea cercetării și pocăinței. Cei care nu se vor pocăi urmeau să suporte mânia Domnului. Dar nu poate exista pocăință fără întâlnirea cu Hristos. Și Ioan, dacă înțelegi când El predică lucrul acesta, știa că oamenii nu vor putea să fie mântuiți cu adevărat de păcatele lor și a spus, eu atâta pot face, dar vine Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, vine Fiul lui Dumnezeu, care așează Duhul Sfânt în voi, ca să vă puteți pocăi cu adevărat, să vă puteți întoarce. Peste tot în Noul Testament, oamenii s-au pocăit când s-au întâlnit cu Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu și au auzit și au crezut Evanghelia. Aceea este pocăință. Slăvit să fie Domnul. Atunci are loc nașterea din nou. Și omul devine o făptură nouă. Aceasta este renaștere. Aceasta este pocăința adevărată. Care începe cu renaștere. Degeaba crezi că te poți pocăi de unul singur și apoi să-ți urmezi drumul tău mai departe. Nu se poate pocăință fără naștere din nou. În al doilea rând, pocăința adevărată după renaștere înseamnă recunoaștere. Când ești atins și cercetat de Duhul lui Dumnezeu, nu mai cauți să-ți ascunzi păcatele. Poate ai sfătuitor, nu e? Facem cumva. Nu! Și tu, nu! Eu nu vreau, eu vreau să le spun tuturor. Tu vorbești, ești liber, nu o faci cu mândrie. Când niciodată despre păcat, nu poți vorbi termeni cu mândrie. Haideți, vă spun, nu vă dăm voi ce grozăvie asta. Și mai rușine. Care pleca. Este o scârbă. Păcatul întotdeauna produce durere în inima lui Dumnezeu. Și așa trebuie să producă și în inima noastră. Recunoașterea înseamnă admite că suntem păcătoși. Atât de păcătoși, cât de păcătoși oare. Să admiți. Atât de păcătoși, încât ne este imposibil să ne mântuim noi pe noi. Atât de păcătoși suntem. Și apoi poți califica cum vrei, la ce nivel păcătoșenii aceia. Încât ne este imposibil, de aceea felul acela de pocăință al doilea este pocăință falsă, este numai o joacă de-a pocăința. Când omul crede că prin faptele lui poate face ceva. Vedeți voi, boala cruntă care bântuie lumea de astăzi, este transferul de vinovăție. Adică această atitudine care spune că întotdeauna sunt alții de vină pentru viața personală, dacă eu sunt așa rău, voi mă ați făcut așa, zice unul. Voi mă, dacă unul l-a pus de negru, voi mă enervați, zice el. Că dacă n-ați fi pe lumea asta, nu n-ați... Ce te-ai fi pocăit, să ai tonetel al tău, numai tu singur, da? Dar să nu fii nici câine, mânță, nici să te conturbe sau altceva și taxe ar fi. Oricum. Și atunci, alții sunt de vină pentru situația de viața personală, alții sunt de vină pentru situația din familie. Stai de vorbă cu soțul și soția care se ceartă. Și el zice, ia-i de vină! Și ia și el. Sigur, pe noche mai înalt. El îi de vină. Dacă nu trebuie la bas sau cumva. Situația din țară, din lume, mereu alții sunt de vină. Vedeți, dragii mei, transferul de vinovăție nu face altceva decât să amplifice dezastrul moral și spiritual în care se află omenirea de astăzi. Și soluția rezolvării problemei păcatului trebuie să includă asumarea. Asumarea sau recunoașterea. Vreau să vă spun, și o să urmează să vă dau exemple din Biblie, confruntați cu sfințenia lui Dumnezeu pe de-o parte și apoi cu păcatul lor. Oamenii atinși de Duhul lui Dumnezeu și-au asumat întotdeauna vinovăția personală. Vi-l dau pe David. El spune în Psalmul 51, versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut rău. Ce am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Daniel. Capitolul 9, versetul 5, versetul 8. Daniel
era, el când a fost luat sclav și dus în Babilon, el avea 12-13 ani. Cuvântul pentru tânăr, acesta este acolo, pentru preadolescent. Când a avut el vreme să păcătuiască? Dar el zice, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuiri, am fost răi și îndărătnici. Ne-am apătut de la poruncile și orânduirile tale. Doamne, nu nouă ni se cuvine, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, dar nouă împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta. Iov tot timpul a susținut că este fără vină. Și nu făcuse cu păcat dincolo ca să încalce felul care Dumnezeu, în vremea aceea, i-a spus să... Dar când s-a confruntat cu măreția lui Dumnezeu, când s-a confruntat și a văzut cât de pur și de sfânt este Dumnezeu, Iov în capitolul 42 spune, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Observați, vă rog, diferența câți dintre noi în zilele noastre ne jucăm de-a pocăința. Când mereu alții sunt de vină. Când mereu degetul este îndreptat înspre alții. Și la noi nu există putință de a recunoaște vina din noi, păcatul din noi, greșeala din noi. Isaia. Isaia la fel, când este confruntat cu măreția lui Dumnezeu, zice, vai de mine! Sunt pierdut că sunt om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Poate n-ar trebui să-l omit pe patriarhul Iacov. Am fost atât de impresionat când m-am pregătit și am ajuns la el. El este dus în Egipt de către frații lui din zona Bat-Sheba. Și când ajunge la faraon, domnule, dar nu-l cunoșteam. Ce ia pe el curat pe dinainte? Fiz, mă, proptule, te-ai dus într-o altă țară. Ești șef de tri. Ține zbura și nu vorbi tu. Lasă-l să te vorbească alții de rău. Ar fi zis oamenii. Și când îl întreabă faraon, de fapt, faraon îl întreabă numai câți ani are. Și Iacov zice, domnule faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. Domnule faraon, trebuie să știi că eu sunt un om rău. Eu l-am atins nivelul de credință a lui tata și a lui bunicu. Ei aveau credință. Dar eu sunt un om rău, domnule faraon. Asta face omul pocăit. Omul care se frânge. Se recunoaște. Pavel zice în Timotei 1:15 o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Nu pocăiască-se alții. Nu alții sunt de vină, ci primul sunt eu. Până și tâlharul de pe cruce s-a știut pocăit și nu s-a jucat de-a pocăința. Când celălalt plana, el a zis pentru noi este drept. Noi merităm că suntem pedepsiți. Vezi, recunoașterea. Aceasta e pocăință. Când ne asumăm vinovăția, când ne recunoaștem păcatele, problemele din noi și din jurul nostru, încep să-și găsească rezolvarea. Dar recunoașterea, dragii mei, va fi posibilă numai sub cercetarea Duhului lui Dumnezeu, a deschiderii inimii când te cercetează Duhul Sfânt și al renașterii noastre. Renaștere, recunoaștere și, în al treilea rând, pocăința înseamnă regretare. Regretul sau pocăința este o parte, sau căința este o parte importantă a unei căințe după voia lui Dumnezeu. Vă citesc câteva versete. În Osea 4:2. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință. Și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Și apoi să vedeți cât de interesat este Dumnezeu de acest aspect al pocăinței, de regretare. Unde depinde și ce regreți. Regreți că ai fost prins? Sau regreți păcatele făcute? Că e o diferență. Da? Că unii mai regretă că au fost prinși. Zice așa, Ieremia 8:6.
zice Domnul, eu sunt cu luarea minte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui. Niciunul nu se căiește de răutatea lui și nu zice ce-am făcut. Ci toți încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă în luptă. Sau Domnul Iisus în Matei 21:32. Ioan a venit la voi umplând în cale neprienului și nu l-ați crezut. Dar vame și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă, spune Domnul. Cât de importantă este pentru Dumnezeu căința atunci când actul căinței în pocăință. Regretul exprimă durerea față de comiterea păcatului în general, conștientizarea răului pe care l-am produs fiecare din noi prin păcatele noastre, cel mai mare rău produs, care este? Faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să fie patrocorit, scuipat și omorât pentru păcatele noastre. Acesta este cel mai mare rău. Nu că îi se strică nouă imaginea sau nu știu ce. Apoi, sigur, păcatul produce durere și în viața și în inimile celor afectați de răutățile noastre, de păcatele noastre. Și nu este de ignorat lucrul acesta. Și asta trebuie regretat. Că îi rănim pe alții, că îi facem să sufere, le terfelim imaginea lor în ochii lui Dumnezeu și a oamenilor. Și încă două lucruri care țin de pocăință. Cel de-al patrulea este renunțarea. Pocăința după voia lui Dumnezeu include renunțarea la orice formă de păcătuire. Oamenii născuți din nou înțeleg că pocăința pune capăt drumului păcatului și a vieții trăite în păcat. Amin. Adică, ce vrea să spună cuvântul? Că nu vor mai păcătui. Înțelegi? Nu. Că Ioan scrie că cine zice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Evident, se referă la starea de în păcat. La starea trăită în păcat. La a urmări acele și a trăi în acele circunstanțe care te împing la păcătuire. Te vei despărți de ele. Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele. Exact acest aspect al renunțării. Capătă îndurare. Isaia 1:16. Spălați-vă! Curățați-vă! Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Din numărul lor, în Coloseni, erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Ce le numără? De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de formele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Că v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se numește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Un copil al lui Dumnezeu, pocăit cu adevărat, va spune acum, mă despart. Așa cântăm când ne venim la botez. Renunț la lume. Dar nu la Iisus. Renunț la lume, la ce? La soare, la pusul de soare, la culmile munților, la varurile înspumate, frumoase ale mării. Nu! La lumea cu principiul ei păcătos. La forma de păcat a lumii. Amin. Și apoi, un ultim aspect al pocăinței. Pocăința adevărată îl include neapărat. Este rodirea. Nu uitați că reproșul lui Ioan pentru cei din vremea lui era ca așa zisa lor pocăință. Ce-i lipsea? Roada. N-aveți roade, zice. Pocăința, dacă e numai așa, un cuvânt pocăință. Poate sună așa, dar trebuie să se vadă. Roadele pocăinței se referă la roada Duhului Sfânt, care o știm din Galatei, și la faptele bune care ar trebui să abunde în viața cuiva care a experimentat nașterea din nou. Imediat ce s-a pocăit, n-a trebuit să treacă mult. Stați un pic, nu mă pot pocăi așa dintr-o dată. Și în viața lui Zacheu s-au văzut când roadele pocăinței? În ziua în care s-a pocăit. Nu l-a întrebat nimeni. Când te pocăiești și dacă pocăința e înaintea lui Hristos. Hristos te învață.
și Duhului Hristos. Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea dau săracilor. Și dacă este cu sensul de întrucât am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Pavel spune în Fapte 26:20, am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Pentru că astfel spune Pavel în Coloseni 1:10, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Oare nu este dureros să constați că atât de mulți oameni din zilele noastre se joacă de-a pocăința? Adică susțin că s-au pocăit, că sunt în regulă, dar viața le este lipsită de dragoste, le este lipsită de pace, le este lipsită de bunătate, de milă, sunt aroganți, plini de patimi și de răutate. Cum se poate afirma despre un astfel de om că s-a pocăit? Stăm înaintea mesei Domnului. Îl sărbătorim pe Hristosul care a suferit, a murit pe cruce pentru păcatele noastre și nu ne putem permite să ne jucăm de pocăința. Așa că este nevoie să ne cercetăm înaintea Domnului. Doamne, oare nu cumva m-am jucat și eu de pocăința? Se vor introduce jocurile, locurile de joacă pentru bătrâni. Treaba lor. Dar cu orice îți poți permite să te joci. Pocăința nu. Să lăsăm pe Hristos să lucreze noi o pocăință autentică. Să ne cutremurăm la confruntarea cu Sfințenia Sa. Să ne îngrozim când aflăm că păcatele noastre l-au trimis pe Hristos la cruce. Să știm că nu ne putem pocăi fără să fim născuți din nou. Că este nevoie de întâlnire cu Hristos, de deschiderea inimii, ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea în noi. Să ne recunoaștem păcatele. Să regretăm amarnic. Să renunțăm la orice urmă de păcat. Și să se vadă în noi roadele pocăinței. Amin. Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Conștienți că urmează să stăm la masa Domnului. Și dacă nu participi, tot ești prezent aici. Cum? Când Duhul Domnului ne cercetează pe fiecare dintre noi. Dacă înțelegem că, dincolo de vorbele, de cuvintele unui om, Duhul lui Dumnezeu este aici. Până acum, poate tu ai crezut că te poți juca de pocăința. Și în dimineața aceasta ai înțeles că dacă pocăința ta este de frica pedepsei, numai să n-ajungi în iar. Dacă pocăința se bazează pe ce poți face tu, pe bunătatea ta, pe faptele tale, dacă este pentru salvarea imaginii, sau dacă este din interes, sau numai pe jumătate, nu este o pocăință după voia Domnului. Și să-i spui Domnului, Doamne, nu mai vreau să mă joc de pocăința. Că este un joc periculos. Iartă-mă! Vreau să mă pocăiesc de adevăratelea. Chemarea este pentru cine nu s-a pocăit niciodată. Dar și pentru copiii Domnului. Care n-au dus până la capăt toate semnele pocăinței. Renaștere, recunoaștere, regretare, renunțare și rodire. Este cineva care nu s-a pocăit niciodată de adevăratele și nu s-a jucat, dar această dimineață înțelege că Domnul cheamă la pocăință adevărată, alături de mine în loc să arate cu mâna ridicată, că El se pocăiește de adevăratele. Slăbi să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Spune și tu, Domnule, mă pocăiesc, Doamne, de adevăratele. Slavă Domnului. Haideți să ne ridicăm și dintre copiii Domnului, dacă doresc să spune nu pentru alții, ci pentru El, Doamne, ferește-mă să mă joc de-a pocăința. Mă pocăiesc de adevăratele, cu tare aspect, să poată spune cuvintele Lui, într-o frază, că se pocăiește, că se teme să se mai joace de-a pocăința.